Salut! Eu sunt Stella Botez, fata cu copză. Sunt la mine acasă, în bucătăria mea tradițională. Și aici vreau să vă spun ceva. Nu că am îmbrăcat astăzi o haină tradițională care trebuie ajustată și prelucrată un pic pentru că a avut de suferit în urma timpului, iar timpul ei e peste 100 de ani, o cămașă autentică din zona de sud a Moldovei și mai exact am preluat-o de la domnul Valeriu Chiper, cel care are grijă de folclorul din Câșița Prut și celelalte sate din împrejurimi, Văleni, Slobozia Mare, Giurgiulești, zona aia de sud a Moldovei, de sudul sudului, ca să spun așa. De acolo este cămașa asta și eu mă bucur tare mult că o am în colecție. O să o mai ajustez un pic, dar deocamdată așa cum e ea, am îmbrăcat-o pentru a face acest video pentru voi. Un video în care vreau să vă povestesc despre ce am trăit eu în ultima lună. Astăzi este 7 iulie când înregistrez acest video, iar fix în lună, în urmă cu o lună, la 7 iunie curent, mi-a fost furat contul de Instagram. Un cont care avea numele Stella Botez și 17.400 de followeri. Urmăritori care erau activi, dar și nu prea. Care erau acumulați în urma unui concurs realizat de Mariana Mihailă. Un concurs foarte frumos de altfel, unul în care au fost foarte multe premii, în care noi în fiecare seară intram în fața publicului și extrageam premii. Și premiul principal au fost 1000 de euro, apoi 500, a câte două premii. Toți acești bani au fost strânși de noi, cei 15 participanți în concurs, care ne-am adeverit a fi persoane publice, mămici, interprete, persoane care au un magazin fashion, deci oameni care fac ceva într-adevăr în societate și care vin cu un mesaj exact către publicul și comunitatea lor. Acel concurs mi-a adus mie pe pagină, pe cont de Instagram, vreo 15.000 de urmăritori, dar ei, timp de o lună și ceva, au tot scăzut, până când am înțeles eu că acești oameni au venit la mine doar pentru concurs și, în general, n-au nicio chestie să rămână, n-au niciun interes să vadă cine sunt eu și ce fac. Poate nu le plac, nu contează, dar mulți au rămas fiind neactivi, deci multe conturi sunt false, conturi care participă la concurs. Poate că acești oameni au mai multe conturi de Instagram cu care participă la concurs. Cert este că cam toate concursurile din Republica Moldova așa se fac. Sunt deloc folositoare, practic, aș spune eu. Un concurs trebuie să aibă exact un mesaj și omul care participă trebuie să fie exact cointeresat de produsul pe care îl prezinți în concurs și, într-adevăr, să vrea acel produs și să te urmărească în continuare. Nu conturi false și sute și zeci de mii de urmăritori din urma concursurilor, dar impact și vânzări deloc. Asta este concluzia mea. Din păcate, astea sunt concursurile ce țin de Instagram. Prefer eu să văd un cont de Instagram cu 1000, 2-3 de followeri, dar aceștia să fie reali, decât un cont de Instagram cu 100-200 de mii de urmăritori și aceia să fie cumpărați prin concursuri sau prin tot felul de aplicații care mai sunt acum. Și, din păcate, companiile la noi se dau pradă acestor oameni care de fapt au un număr mare de urmăritori cumpărați. În fine, asta este altă chestie. Cert este că dacă e să revin la problema mea, exact o lună în urmă, pentru că astăzi este 7 iulie când filmez acest video pentru voi, iar în 7 iunie mi-a fost spart contul de Instagram. Cum s-a întâmplat asta? Deci, am primit un e-mail foarte oficial, așa, din partea Instagramului, chipurile, părea foarte real, dar era un fake, s-a adeverit ulterior. În acel e-mail eram solicitată să mă conectez pe un link și să-mi declar drepturile de autor ale contului Stella Botez,
De altfel, acest cont, timp de 24 de ore, va fi șters de pe Instagram. Pentru că cineva l-a raportat. L-a raportat pentru conținut nud, pentru conținut care nu e ok și atunci riscam să-mi pierd contul timp de 24 de ore. Bun. Eu am căzut pradă și m-am gândit că ceva e neregulă la mijloc, dar am căzut pradă, m-am conectat pe acel link, am scris autor, am semnat și ulterior, peste câteva ore, când n-am mai fost online, pentru că băieții care fac asta au și aplicații prin care urmăresc telefonul tău când este online, când nu este online, în ce parte zilei și m-au urmărit și pe mine, nu eram online câteva ore, timp în care ei au reușit să îmi schimbe numele contului, să-mi schimbe parola de două ori, numărul de telefon, e-mailul de două ori, ceea ce a însemnat că eu ulterior, când am depistat faptul că contul meu a fost furat, n-am mai putut restabili, nu m-am mai putut conecta la contul meu nici printr-o altă metodă, nici prin cei doi pași, nici prin e-mail, nici prin telefon, nici prin nimic altceva. Deci am încercat 3 zile să rezolv problema și n-am reușit. Deja era prea târziu. Se făcuse treaba foarte bine, astfel încât eu n-am mai reușit și am rămas fără contul de Instagram. La început credeam că contul meu va fi folosit pentru a se transmite mesaje la urmăritorii mei și pentru a li se cere bani din numele meu. Dar numele a fost schimbat. Din Stella Botez a fost transformat în Ceres 17K. Mai gândeam că o să vină mie un mesaj de la cel care a făcut buna faptă și o să mi se ceară să-mi cumpăr înapoi contul. O sumă bunicică de bani ar fi cerut, ceea ce nu a făcut nimeni. Asta mă duce cu gândul la faptul că este cineva care mă iubește foarte tare și și-a dorit să îmi pună bețe în roate astfel încât să-mi încurce treburile pe Instagram. Cuiva nu-i place de mine acolo, pe cineva încurc eu acolo și a decis să nu mai am cont de Instagram. Ok, mulțumesc! Orice palmă este o modalitate de a te ridica de jos și de a merge mai departe. După 3 zile de încercări de restabilire a contului, am făcut un cont nou. Am anunțat toți oamenii dragi mie că iată ce s-a întâmplat. Am rămas fără cont. I-am îndemnat să mă urmărească, să-mi dea follow din nou la contul nou. Am postat clar un colaj de 3 fotografii în care scrie că este un cont nou. Am explicat oamenilor ce s-a întâmplat și am dat follow la toți urmăritorii mei pe care îi urmăream în contul precedent. Acei oameni, văzând că eu îi urmăresc din nou, au revenit pe contul meu nou. Ei, acum, cert este că timp de o lună n-am reușit prea multe chestii să public din nou, decât să restabilesc niște story-uri, niște screen-uri de fotografii, am făcut screen la video, postări, story principale și, nu știu, importante pentru mine sufletește și care mi arată activitatea mea de 6 ani pe Instagram. Am reușit să restabilesc unele chestii de repere și le puteți vedea pe contul meu de Instagram, dar postările cu toate proiectele mele, cu toate fotografiile din sesiuni foto, tematice și nu doar, n-am reușit încă să le restabilesc pentru că, nu știu dacă cunoașteți, dar eu sunt omul ăla care muncește și face mai multe lucruri odată. Astfel încât acum, eu fiind 2 zile pe săptămână, toată ziua full cu lecții de canto la Nisporeni, cu mulți copii, miercuri având live-ul cu Țopa, cu Gheorghe Țopa, maestru Gheorghe Țopa, fiind implicată și într-un proiect de vlog în care prezentăm edificiile frumoase ale orașului și mai puțin frumoase ale Chișinăului. Gestionez, având grijă de imaginea agropensiunii Bostaniada, Emio Sport magazinul, Emio Sport Fitness, sala lui Ionel Echim de la Nisporeni,
având grijă și de proiectul lui Florin Rusu, cel care s-a lansat în muzică și a trebuit să am grijă de tot ce înseamnă creare, producere și promovare acestui produs nou pe piață. Am fost prinsă cu toate aceste proiecte, astfel încât de contul meu de Instagram efectiv nu prea am avut timp și sper din tot sufletul că în continuare voi avea timp să restabilesc toate postările mele și să vin în fața voastră cu tot ce am creat eu pe parcursul întregii cariere. Trist este că companiile cu care eu am colaborat, companiile care mi-au trimis mie daruri și pentru care am făcut eu publicitate acolo pe acel cont de 17.000 de urmăritori, acum probabil s-au dezamăgit și au făcut pași în urmă în privința mea, pentru că din păcate la noi în Moldova foarte multe branduri aleg oameni cu cifre, dar nu cu personalitate. Și atunci eu îmi cer iertare de la toate brandurile, de la toate companiile, de la toate firmele cu care am colaborat, fie cu contract, fie pe barter, fie contra cadou. Îmi pare rău, dar acele postări au rămas acum doar pe celelalte rețele de socializare, pe Instagram, asta este. Și nu cred că în continuare vom mai colabora cu unii dintre voi, dar vreau să zic un mare dar, din toate brandurile cu care am colaborat eu pe parcursul anilor, unicul brand care s-a gândit la mine și nu a ținut cont de faptul că eu nu mai am cifra aia de 17.000, dar am o cifră de 400 acum, au ținut cont de faptul că eu sunt Stella Botez, eu sunt cea care am rămas autentică în felul meu, eu sunt cea care am rămas să fi eu și nu m-am schimbat în funcție de numărul de follower pe contul de Instagram. Radler este compania care pe mine m-a surprins foarte tare atunci când am primit un mesaj pe Instagram cu mulțumire și cu intenția de a mi se livra un cadou. Acest cadou este aici, în spatele meu, pe masă și este unul foarte, foarte frumos. Radler, mulțumesc! Nu știu, mi se pare un gest foarte, foarte demn de respect, pentru că eu chiar pe Instagram sunt mică acum, mică atâtica, dar voi ați ales să veniți la mine cu cadou pentru că vreți ca produsul vostru să ajungă la cât mai multă lume. Uitați-vă ce bine arată acest coșuleț. Ăsta este noul produs Radler. Radler nu este bere, Radler e altceva și e tare gustos. Eu privesc fotbal și la meciuri aleg să beau Radler de diferite gusturi. Acest gust mă va surprinde cu siguranță și va fi unul din preferatele mele, mai ales pe sezonul estival, sezonul de vară. Mai am aici în cutie câte ceva de la ei și tare mult m-a surprins această felicitare. Uitați-vă cum arată ea. Asta sunt eu, de fapt. Este emoționant ceea ce ați făcut aici. M-ați desenat pe mine în hăinuțele în care am apărut la piesa din cadrul concertului organizat de National Youth Orchestra cu ocazia Zilei Europei de 9 mai. În acel concert eu am participat cântând o piesă folclorică. Piesa de Melini Ligua, Ligua, Lețulea cu Valodinea Ligua, Ligua, Lețulea cu Valodinea Ligua, iar n-a fi zmei ca staia Ligua, Ligua, Raga n-a fi viu ca țesi Ligua, Ligua, Raga n-a fi viu ca țesi Ligua, iar n-a nici o lacari Ligua, Ligua, cam te ia ni piedere ia Ligua, Ligua, cam te ia ni piedere ia Ligua. Voi m-ați desenat extraordinar, o să păstrez asta. Și mi-ați transmis și un mesaj frumos, căruia o să-i dau acum citire. Dragă Stella, fata cu cobza, iubire și folclor, de la tine am învățat ce înseamnă dragoste pentru ie, neam și tradiții. Tu ne amintești că oricât de modern am fi,
nu trebuie să uităm de unde ne tragem rădăcinile. Știm că ai bucătăria tradițională și veselă din lut. Asta da, dar voi de unde știți? Dar sperăm că al nostru Radler Cherry se va integra bine acolo. Da, cu siguranță. Pentru că l-am creat în ediție limitată, inspirați de oameni unici, așa ca tine. Despre asta vă spuneam, prieteni, Radler nu s-a uitat la cifrele mele, s-a uitat la personalitatea mea. Cherry Cherry, în spiritul verii, asta va fi toastul pe parcursul verii. Și cred că acest mesaj este unul care merită păstrat. M-ați cucerit cu treaba asta, scris de mână, apropo, după cum vedeți. Mulțumesc, Radler! Gestul vostru contează pentru mine foarte mult. Este unul care pe mine mă motivează să merg mai departe și să-mi dau seama că ceea ce fac are un rost. Mersi pentru încredere și sper din tot sufletul că și celelalte companii nu se vor supăra pe mine și nu se vor dezamăgi de incidentul pe care l-am pățit și de cifra pe care o am acum pe contul de Instagram. Eu vouă vă mulțumesc mult pentru că m-ați ascultat. Să știți că eu acum sunt specialist la restabilire conturi și vă pot ajuta, așa că întrebați-mă orice doriți. Putem contacta și vă pot povesti din experiența mea, astfel încât nici voi să nu pățiți ceea ce am pățit eu. Aveți grijă de voi, de sufletele voastre, aveți grijă de paginile voastre de socializare, de conturile voastre, de identitatea voastră și faceți lucruri frumoase, faceți lucruri bune, pentru că astea rămân în urma noastră, cu siguranță. Așadar, dacă v-a plăcut acest video, dați-i like, share, subscribe, tot ce vedeți acolo, tot ce știți că trebuie să faceți în caz că vă place și dacă considerați că eu am dreptate și merit susținută, atunci o să fiu recunoscătoare pentru orice gând bun transmis de la voi către mine. Eu am fost Stella Botez pentru voi și Cherry Cherry, în spiritul verii. Noroc, sănătate!